Hei, salutare! Astăzi venim cu o provocare foarte interesantă și nouă pentru noi. Muzică pe dos. Staticul nostru a pregătit 10 melodii pe care le-a scris invers. Revers a făcut, ne va pune nouă și ne va trebui cu asta să ghicim melodia. Ascultăm atent și cine prima are vreo idee, apucă la o clopoțelă și dă de clopoțelă. Înseamnă că are șansa să răspundă prima. Dacă ea nu ghicește, are șansa să răspundă a doua persoană ca să ghicească. Și cine ghicește, acela primește un punct. E clar? Da, da? E tare interesant! Începem! Spina? Prima melodie. Eu prima! Am o căsuță mică, așa, așa, așa! Nu, eu și-o prășesc! Socu, mă, ceva ce socu, nu, eu, când m-am legat o dată în corpul, țărapă, am auzit, o dată, socu, și de dată am înțeles! Eu uitam că ceva, mă gândeam, poate aram zam-zam sau e foarte cunoscută. Hai cântă eu de acum, hai cântă! Socu, baci, socu, vira, socu, baci, vira. Iată de cum e așa, să vedem? Hai să vedem! Pune-o pe ea! Socu, baci, vira, socu, baci, vira. Primul punct pentru Cosmina! Bravo, Evita! Chiar dacă eram a doua! Ce înseamnă când te grăbești? Deci, a doua melodie! Ghici ce voi până cu noi! Acolo am auzit o notă care este în cânticul stăinușicul. Și fac acolo și o spăr melodie. Nu, acolo. Nu știu. Cum se numește? Cum melodie? Poate ceva? Dar n-auzeam acolo versuri nimic. Poate sunt foarte scurte. Mai parte? Haide, pune-o o dată mai parte. Eu nu știu cum se numește. Ascultăm o dată partea asta, deci aminte măcar un cuvânt, două. Acolo era cum o pagam, stai, tara, era și ceva. Pur și simplu iată când acolo era na, apoi aici tot era așa. Dar ce faină răzună! Parcă ceva arabesc, ceva turcesc, așa-i? Eu am spus că și la prima cântare nu s-a auzit nici de cum acolo socul. Ucos poate să auzi, dar socul... N-are cum, pentru că e... Dar eu am auzit nuatele și lesuntele și... Bravo, ai foarte bună ureche muzicală. Adică de mai departe n-am până niciun punct. Eu două puncte am. Da. Da. Da, el e dans, nu am ghicit eu. Trolii! Nu este, dar ai așa de greu, așa de complicat să ghicești așa. Eu vreau să zic fix așa, dar eu așa ating și apoi văd mâna asta și e clopoțelul. Știți că creierul nu poate să înțeleagă, eu mă concentrez să aud măcar cuvintele invers ca să le pot întoarce. Dar e foarte complicat, doar niște sune, niște note muzicale te mai ajută. Aici era, când era refren, am auzit acele note muzicale. Da, acelea sunetele de sus. Mai departe. Eu când mă pun un revers, pe dos, Adică se începe de la capăt. Dar când o pun în normal, se începe de la început. Aha, e clar. Uite, și mai e complicat. Da. Trebuie să aveți niște bucăți, nu mai știi? Ok, haideți, vedem. Continuăm. Frozen, da, Elsa, acolo, la urmă, la cânticul ei, când ea făcea căstelul de gheață, puia așa, aaa, făcea. Și aici, pentru că tăticul a zis că e invers de la capăt. Dar care nou de acolo, mai mult pe unde sunt? Acolo, iată, când se urca pe mult. La Rigo? Da, la Rigo, la Rigo, la Rigo. Ai stai, da? Da! El este, mai sunt melodie. Iar la urmă, iese la balcon și așa, na! Aha! Deci, 3-1! Eu mai am șanse încă. Hai, tăticule! Cântarea asta, cum o cheamă pe ea, care e dance, dance, care cântau cu, cântau prietenii noștri, cântau... care îmi place foarte mult Luminisa. Cât are asta, dar eu nu-ți minte cuvintele ăștia, cuvintele, da. Ceva cu dance, dance, dance. Dar poate să zic, sau sing, sing, sau... Dar răspunsul e la mămică. Ea corectă răspunsul. Ia să vedem? Da, măi, să-i place tare această muzică. E frumoasă, nu știu că e frumoasă, adevărat, e frumoasă. Este, înseamnă că eu am 2 și tu ai 3 puncte, da? Da. Eu mai am încă 6, mai am încă 5 cântece, melodii. Hai, tăticule, e foarte fain, apropo, jucați-vă și voi împreună cu noi și dacă ești ghiciți, puneți pauză și câți în comentarii. Da. Haideți. Am că sunt mică, așa, așa, și cu bătele mică, așa, așa, este? Așa, așa. Sigur? Hai, dar ai de șasă. Vreau să zic, acolo, așa. Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Și fumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa casei, așa, așa, așa. Și lustruiesc pantofii, așa, așa, așa. Bravo! Deci, scorul este 3-3, lasă vină! Trebuie să ghicesc! Trebuie mai repede, uite, clopoțelul este în mijloc, așa că mai repede. Sunteți gata? Suntem gata, hai! Yes! Da, ia! Bravo, Jasmina! Aplauze pentru prințesa! Nu, eu așa, război închid și îmi dai. Deci 4-3. Haide că ne continuăm! Guli, 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 ram, zam, zam. Arafi, arafi. Ok, ai ghicit 6 la... Sau cât? Câte melodii deja am înghicit, tăticule? Cât e scorul tău? Eu am 3, tu înseamnă că tu ai 5. 6 rețe. Încă 2 melodii. Tu cu 2 mai mult decât mine. Da. 3-5, tăticule, așa rețe. Încă 2 melodii acolo mai ai, da? Deci eu am încă 6 să ajung la egalitate. Haide, Olguța, concentrează-te. Gummy bear. Gummy bear. La 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 la. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Acum și Melissa, îi place tare această muzică. Acum și de sus o să câine. Este 4-5. Bătălia devine foarte, foarte nervită. Sau o să avem egalitate, sau o să câștige Jasmina. Hai să vedem. Și dacă adunăm 10.000 de like-uri acest videoclipuri, facem încă o parte cu alte melodii noi. Nu uitați să vă abonați și să apărați pe comentarii.